Băi, dragă, ai văzut ce a făcut ăla? Ai văzut ce s-a întâmplat? Mamă, n-am mai văzut așa ceva și inclusiv și uite bă ce de căcat e ăsta. Deci da, acum poate că înțelegeți mai bine de ce un căcat poate să pută mai tare decât o floare, pentru că o floare între căcați se ofilește și moare, dar un căcat între flori încă se simte. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt Albaca și astăzi, mai exact acum o oră, două, am primit un mesaj de la cineva pe Facebook care m-a întrebat, uite aici screenshot, dacă mi-am șters video. Și întrebarea mea a fost, ce pula mea? M-am sculat din pat, m-am dus la calculator și eram, what? Video care l-am postat eu ieri a fost dat jos de pe YouTube și eram ceva gen... Cum? Ok, mai întâi să răspund la o întrebare. Ce s-a întâmplat? Dacă nu ți-ai dat seama deja, eu ieri am postat o parodie animată despre ce... Despre de ce YouTube-ul din România e de căcat, partea a doua. Partea a întâi, care a fost postată acum un an, habar n-am când, îmi pare rău că a durat atâta. N-a pățit nimica. Restul de animații n-au pățit nimica. Videoul de ieri a pățit ceva. Magic, o parodie de-a mea a pățit ceva. Apoi m-am gândit eu, de ce fix asta? Și asta să mă gândesc, am vorbit despre ce YouTube-ul din România e căcat, da, e corect. Ce am vorbit eu mai exact pe acolo? Flex. Nu o să dau nume și nu o să dau vina pe nimeni în video ăsta, pentru că nu știu dacă s-a întâmplat ceva neapărat din cauza băieților flexcazilor, Dumnezeii flexilor care au venit peste video meu și au făcut ceva gen muie? Fugi video despre muie? Nu cred, nu știu de fapt, s-ar putea. Dar asta s-a întâmplat, video meu nu mai e acolo, lumea m-a întrebat ce pula mea s-a întâmplat. Eu pot să sem poze și link-uri gen uite ce am postat, după 5 ani și după aia toată lumea m-a întrebat bă, tu ne minți? Bă, ce se întâmplă mai că nu mai e video-ul acolo? Asta s-a întâmplat, video meu a fost dat jos. Am bănuiel din ce cauze, mă țineți minte, dacă ați văzut video-ul, metaforele cu căcat și flori și gen căcatul Flex, God, please, no! Aparent trebuie să pupi în curzii flexului ca să poți să faci ceva în lumea asta. Așa că de acum vreau să mă înrolez în biserica flexului. Vreau să... Ce trebuie să fac? Să-mi scrie cineva gen ce... Cui trebuie să-i suc pula ca să fiu și eu șmecher, cool boy pe YouTube? Adică gen, cui trebuie să-i suc pula ca să pot să pun un video și să fie acolo, să nu fie demonetizat, să nu fie dat jos, să mi se spună bravo mă, bine că l-ai postat, cui trebuie să-i suc pula? Că să știu și eu că gen... Toată lumea pare suge pula la ceva și eu habar n-am cui. Ar fi foarte interesant să mi se spună și mie, să mi se arunce o piatră în geam acum cu o scrisoare pe care să scrie: bă, fiede, te duci aici și suci pula la asta și... În fine, lăsând frustrările mele personale la o parte, pentru că asta foarte mult sac video și după aia zis, de ce cred că a fost dat jos? După cum am spus, probabil zii flexului au făcut ceva, sau YouTube-ul în sine, sau... hai să mă gândesc, că se trage de la aerul de munte... Și a treia întrebare, ce o să fac? Nu știu. Pot să dau appeal. Appeal ce înseamnă? Pot să... Deci, video-ul dispare magii, primești copyright-uri și chestii, după aia intri acolo și zice, bă, e sigur că video-ul tău poate a fost automat futut în curs și poți să-i dai acolo appeal. Gen să-i spui, bă, video-ul meu e bun, bă, video-ul meu e bun. De ce? De ce? De ce mi l-ați dat jos și după aia dai appeal și dacă consideră că video-ul tău e într-adevăr bun și nu vorbesc de calitate aici, ok? Ca nu știu ce înțelegeți voi, că pula mea, dar gen... dacă a fost ofensiv în vreun fel cuiva și cineva ăla, thank God, a venit și a făcut ceea ce... Bă, asta mă înjură, băi, pe video-ul tău și după aia dă jos, eu pot să dau appeal să spun, bă, eu nu mi-am băgat pula nimeni. Adevărul e că în video-ul n-am dat niciun nume. Deci, mă gândesc că video-ul meu e bun și când l-am făcut m-am gândit destul de bine cât să nu îl fut în curbi, eu nu gândesc eu prea mult de obicei, dar am stat mult să-l fac, îl vreau înapoi, măcar să mă uit eu singur la el, dacă să uite maica mea, să-i trimit lui maica mea, să-i zic, mami, uite ce am făcut eu, uite mami ce fac cu viața. Da, asta o să fac și să ne rugăm la Iisus Hristos că apare video înapoi în caz că nu apare. Înapoi, de la appeal. Cred că pot să încerc să îl refac, adică să-i schimb niște părți în el cât să nu se fută din nou și să-l repostez. Dar asta ar fi cel mai de căcat lucru. Sau încă o teorie care mi-a spus-o cineva. Mi-a spus cineva că a fost un trending. Video-ul ăsta la ora
3 sau ce, l-a văzut în training, nu știu sigur dacă minte sau plume, dar s-ar putea să-l fi văzut în training. Și atunci când video apare în training, nu știu dacă are special attention, gen, oh, ăsta e în training, ia să vedem dacă îl putem fute în cur. Oh, e alpaca, fute-l în cur. A mai apărut în training, e adevărat, dar poate aici pentru că mi-am bătut pula de anumite chestii, poate. Apare, n-ai voie să-ți bași pula de nimeni, de acum sunt canal din ăla care, gen, haideți copii să vă arăt cum să ne jucăm cu jucăriile și să nu-ți bași pula nimeni, să nu spui pula. Era demonetized direct. Asta s-a întâmplat. Vedem ce se va întâmpla mai departe și uite aici un special message, un mesaj special de la prietenul nostru animat. Spune-le! Deci, cu toții știm că în lumea asta mereu vor exista atât oameni de o calitate mai bună, cât și cei cu o calitate mai josnică. Și aici nu vorbim de clipuri, vorbim de oameni. Crezi că dacă clipul de ieri a fost dat jos, asta înseamnă că nu o să reapară? Oh, ba da, fiți sigur că o să reapară, o să mă asigur personal că o să se întâmple și când o să se întâmple, o să rămână acolo pentru totdeauna fix sub nasul vostru. Acum nu știu de ce pe cineva ar deranja ce am spus eu în clip, având în vedere că am spus numai adevărul. Bine, cel mai probabil cuiva în lumea asta mare nu-i place să audă adevărul, dar na, ce să faci, într-o lume în care prostia e promovată, va deveni din ce în ce mai greu să-ți spui o părere, mai ales dacă părerea aia deranjează pe cineva. De aceea unii ar prefera să o ții pentru tine. Dar, de data asta, oh, v-ați greșit, omul. Respect! Trebuie să fiu flex. Stai. Stai că trebuie și ochelari ca să fiu calul. Te rog, zeul flexului, dă-mi videoul înapoi. Nu! Mor! 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 Mor!